gravidă care a născut în cursul dimineții, a venit azi noapte și a născut în cursul dimineții. Doi copii de sex feminin care au fost bărniți a fi inițial gemelare, sarcină gemelare, dar s-a dovedit că sunt uniți, adică siamezi. Scuze. Sunt vârsta gestațională 33-34 de săptămâni, o gravidă a șasea oară cu 5 copii din Valul Traian. Deci se discută de prematuritate importantă la 33-34 de săptămâni când sunt fiind o gemelară. N-a fost urmărită pe timpul sarcinii, n-a fost investigată. Înainte de la prezentare, la internare, s-a crezut întâi că este sarcină gemelară, așezat unul din feți, așezat într-o poziție transversă, care este o indicație urgentă de operație cezariană, ceea ce s-a și făcut, operație cezariană, dimineața aceasta. Și surpriza a fost că erau doi, dar erau uniți. Uniți stern, torace și abdomen. Au trei, în jur de 3 kg împreună. Deci sunt prematuritate mare, s-ar putea spune. Da. Ea intrase în travaliu când s-a prezentat și a fost o operație de urgență. Noi am făcut niște investigații preliminare, adică am făcut o ecografie la care parcă au inimile separate, dar ecografic cel puțin pare că ar avea un singur ficat. Sunt dependenți de ventilația mecanică, deci nu respiră singuri, fiind și foarte mici. Sunt intubați. Și momentan sunt stabili, să zicem, hemodinamic. Supraviețuiesc și rămâne de văzut dacă vor supraviețui. Se pun multe probleme de acum încolo. Dacă supraviețuiesc amândoi, dacă supraviețuiesc și unul singur, trebuie salvat celălalt. Dacă trăiesc amândoi, sunt menținuți măsuri de terapie intensivă complexe ca să poată să crească și să poată fie separați, fiindcă acum o operație sunt mult prea mici pentru a se pune problema unei intervenții chirurgicale. Au mai fost cazuri de genul ăsta care au fost lăsați până la 6 luni și la 6 luni au fost separați. Dacă situația anatomică permite, evident. Deci cel puțin 6 luni nu se poate face nimic? Nu. A mai fost o situație de genul ăsta în care au fost operați, au fost ținuți în viața amândoi până la 6 luni. Și au fost separați la 6 luni. Dar, repet, un singur ficat va fi o mare problemă. Dacă se confirmă. Dar dacă starea lor va fi mai bună, că sunt născuți de abia de câteva ori și pe operație cezariană, investigațiile vor continua. Se pune problema ca... vom vedea exact. Se pune problema ca în următoarele zile, nu, în următoarea săptămână sau lună, să fie transferați la un alt spital sau... Poate se pune problema de viață și de oameni, că se pune problema dacă supraviețuiesc, că sunt intubați și ventilați mecanic. Deci revenim iar la importanța ventilatorilor pentru nou născuți. Care știți că a fost tot timpul o necesitate a spitalului. Am mai făcut rost, dar tot timpul e nevoie de ventilatoare. Pentru doi prematuri atât de mici, mă dați seama că două ventilatoare vor fi mai pentru acești doi siamezi. Mamica cum a fost? Bine. A fost operator la câteva ore. Au mai fost astfel de cazuri anul acesta la spital? Destul de rare. Anul acesta nu mi-aduc aminte. Au fost în urmă cu una sau doi. La Constanța? Parcă au fost și la Constanța, nu știu, în istoria spitalului, dar nu cunosc toată istoria spitalului. Cel puțin 10 ani nu. Nu, înseamnă că nu au fost. Constanța, în România au fost. Păi da, nici aproape de 10 măcar. 25. În cazul în care supraviețuiesc ambii și se va ajunge în situația în care va fi ok să facă această operație, se va putea face aici, la noi? Nu știu, domnul profesor Constantin Tica va hotărâ. Depinde acum și cum o să crească și în ce stare vor fi din punct de vedere respirator, cardiac, ce se poate separa. Vă spun că o posibilitate evolutivă este și să trăiască unul, adică noi nu până amândoi, dar câteodată unul decedează și trebuie salvat celălalt. Și atunci nu mai se problema de a separa organe, ci toate organele, dacă există un organ comun, de a rămâne la cel care supraviețuiește. Deci, posibilități evolutive sunt mai multe de acum acolo. Spuneați că dacă trăiesc. Există suspiciunea să fie un singur ficat, spuneați, nu? S-a făcut o ecografie în urgență, în secția de neonatologie, care așa părea. Dar
dați seama că nu e ușor de făcut ecografie la doi fețe atât de mici. Da? Dacă lucrul o să meargă bine, se poate. S-a recomandat o RMN. Dar numai când ei vor fi stabili și vor putea fi duși la RMN, că deocamdată sunt dependenți amândoi de două aparate de respirație artificială.